Proiectul a vizat segmentul cuprins între comuna Ulm și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Petru Cercel, cu o suprafață de aproximativ 30.000 de metri pătrați. Au fost intervenții la drum prin turnarea a 3 straturi de asfalt la trotuare, a fost refăcută canalizarea pluvială și au fost sistemizate intersecțiile. A fost finalizată turnarea tuturor celor 3 straturi de asfalt, astfel încât această arteră rutieră foarte importantă din municipiul Târgoviște este modernizată, este reabilitată, mai avem de făcut racordurile și de asemenea mai sunt intervențiile la spațiile verzi plus marcajele și putem spune că una dintre cele mai importante artere rutiere din oraș prezintă condiții foarte, foarte bune de trafic. Urmează ca și lucrări în zonă, marcajele rutiere, realizarea racordurilor cu străzile adiacente și intervențiile la spațiile verzi. Totodată va fi construită o pasarelă pietonală. Valoarea totală a proiectului este de aproape 14 milioane de lei, din care suma de 9,5 milioane de lei va fi suportată de către municipiul Târgoviște, iar diferența este asigurată de către Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală.